Suntem la lecția numărul 12, de la Icabod la Ebenezer. Stimați prieteni, mă bucur să fim iarăși împreună. Astăzi vom studia ceva special din viața lui Samuel și vom avea și noi o lecție specială care să învățăm din unele momente deosebite din istoria lui Israel. Lecția de astăzi vom petrece împreună cu Iacob. Te salut! Și eu te salut! Vă salut pe toți! Să vedem ce anume întorsătură a făcut Dumnezeu în istoria poporului Israel pe acele timpuri. Samuel a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Samuel, într-adevăr, a fost un erou special în istoria Bibliei și aici, în acest text cheie, chiar arată de ce. Pentru că el permanent cerea sfat de la Dumnezeu și avea și succes în tot ceea ce făcea el. Nenorocire iminentă asupra națiunii. Pentru ce dar a devenit renumit Samuel? Ce făcea el special? Ce dar special avea el? Când Domnul a chemat pe Samuel noaptea aceea și el vina la Eli și el spunea: m-ai chemat? Apoi acolo ni s-a descris că până atunci mult timp Dumnezeu nu vorbise. Nici prin preot, nici prin Urim, Turim. Și era un moment, o clipă deosebită când Domnul l-a chemat pe Samuel. Deci darul pe care îl avea Samuel era că avea darul profeției, avea darul de a vorbi, avea întâietatea de a vorbi cu Dumnezeu. Și când poporul a auzit de lucrul acesta, Samuel a avut o întâietate mult mai mare în fața poporului din cauza că el avea legătură cu Dumnezeu. Între timp, deși el s-a plecat în supunere umilă la mustrarea împotriva casei sale, cum a văzut Dumnezeu situația? Aici să fim atenți ce face Dumnezeu și cum reacționează Dumnezeu, pentru că mulți putem să ne împiedicăm și să spunem că de ce Dumnezeu nu este un Dumnezeu atât de bun și iertător, cum citim. Ce face Dumnezeu în cazul acesta și de ce? Deci, cum am vorbit la întrebarea precedentă, că Domnul s-a descoperit lui Samuel și prin Samuel l-a mustrat pe Eli. Și mustrarea sau osânda care a fost rostită, ea n-a fost adusă la îndeplinire deodată. Dar a fost lăsat un timp. Domnul a dat un timp pentru ca să vadă cum vor acționa poporul, chiar și marele preot. Și cuvântul Domnului spune că marele preot n-a făcut ceea ce trebuia să facă. El a recunoscut, el s-a umilit, s-a plecat asupra sentinței, dar n-a pus stăruință să schimbe ceva. Da. N-a pus stăruință să schimbe ceva și multe s-ar fi putut întâmpla dacă ei luau în vedere și puneau stăruință că să se schimbe. Și avertizările au fost disprețuite chiar și de preoții ceilalți, chiar și de popor. Și istoria ne lămurește, de asemenea, chiar și păgânii au ignorat această avertizare și au devenit mai idolatri și mai adânci, adică mai au fost mai idolatri, s-au adâncit mai tare în această idolatrie, fiindcă chiar și dacă spuneau că poporul lui Dumnezeu este Israel și Domnul lucrează prin ei, văzând că nu aduce la îndeplinire ceea ce a făgăduit Dumnezeu, că poporul a ignorat, au devenit și ei mai răi. Da, sigur. Deci astea au fost apostazia a crescut și depărtarea de Dumnezeu s-a văzut mai evident. Și deci dacă ne întoarcem din nou la întrebare cum a văzut Domnul situația, el a văzut-o că poporul n-a înțeles ceea ce el avertizarea pe care le-a dat-o. În prima propoziție de notă spunea că roade nu s-au văzut, roadele pocăinței. Da. Noi încercăm să facem ceva de multe ori, dar schimbări sau roade, așa cum se spune aici, nu se văd. Urmări bune nu se văd. Parcă facem ceva pași buni, dar în urma noastră tot rău rămâne. Și aceasta s-a petrecut aici. Invocând un simbol, ce decizie necugetată a lui Israel, a luat Israel
când se aflau într-o stare spirituală lipsită de putere și cine a fost responsabil pentru această decizie? Deci, istoria lămurește că în această stare spirituală, rea, filistimlenii au venit cu război împotriva lui Israel. Ca de obicei, izraelitenii, când mergeau la război, ei întrebau pe Domnul. Dar în cazul de față, nu s-au adresat către Domnul. N-au cerut voia Domnului, n-au cerut ceea ce Domnul va spune, va merge cu ei, îi va susține sau nu îi va susține. Și aceasta a fost greșeala pe care a făcut-o izraelitenii. Și mai departe ni se descrie că izraeliții au fost bătuți, poporul a fugit, după aceea văzând că nu au succes, au trimis la Silo, de unde au venit, au luat chivotul legământului și cei doi preoți, Hofni și Finees, au venit cu chivotul în tabăra unde era câmpul de luptă. Ei simțeau că au nevoie de o putere supranaturală. Da, simțeau că au nevoie de un ajutor. Simțeau că au nevoie de un ajutor, numai că încercau cumva să-L oculească pe Dumnezeu. Nu știu de ce deseori se întâmplă că noi simțim aceasta, dar nu mergem direct la Dumnezeu, ceea ce trebuie să fac și ei aici. Nota spunea, în loc de a-și mărturisi și părăsi păcatele care au adus înfrângerea asupra lor, israeliții se angajaseră acum să inventeze alte mijloace prin care să câștige biruința. Și eu duc aminte că, da, chivotul este ceva sfânt, el a ajutat poporul Israel prin trecerea Iordanului, în diferite situații. Să aducem și noi chivotul și vom birui. Dar nu-și dădeau seama că, de fapt, prezența lui Dumnezeu era aceea care făcea minuni prin chivot, nu însuși chivotul. Și aceasta și a fost decizia lor necugetată. Ce indică înțelegerea greșită din partea poporului cu privire la chivot și cum putem noi cădea în aceeași cursă astăzi? Deci, înțelegerea greșită despre chivot a fost aceea că când a intrat chivotul legământului în tabăra de luptă, ei au strigat cu strigăte puternici. Ei au crezut că a venit ajutorul, ca și când Dumnezeu. Ei au pus încrederea mai mare în chivot decât în răceia de ce era în chivot. Sigur. Și care, cum putem noi cădea în această cursă? Nu că a cădea, dar și cădem adesea. Domnul ne-a descoperit o lumină foarte puternică. Dar cu păreri de rău, adesea noi ne oprim numai la teoria adevărului. Și n-al punem în practică. Și ne batem cu pumnul în piept că suntem poporul ales, că avem adevărul necesar, că suntem chemați de Domnul să fim un popor între popoare. Dar cu păreri de rău, neglijând cerințele, devenim ca și izraeliți în sigur cazul acesta. Nu folosim lumina în toată curăția ei cum este ea. Da. Dar este amestecată de multe ori. Încredere nechipzuită. Cu ce considerație au privit filistenii chivotul și care a fost rezultatul bătăliei? Și de ce nu l-a ajutat chivotul pe Israel? Deci, filistimlenii, când au auzit strigătul de bucurie în poporul Israel, i-au pus întrebarea, ce e asta? Ce s-a întâmplat? Și li s-a spus că au adus chivotul. Și care a fost rezultatul bătăliei? Filistimlenii nu s-au oprit la aceea că a fost chivotul. Au luptat mai departe și rezultatul a fost că și chivotul a fost luat de filistimleni și Hofni și Finees au fost omorâți și dacă nu-mi dau greș, undeva la 30.000 de izraeliți au fost nimiciți în câmpul de luptă. De ce nu a ajutat chivotul pe poporul Israel? Deci se continuă gândul că ei au privit cu încredere la chivot, dar au pierdut din vedere respectarea cerinței care era în legătură cu chivotul. Au pierdut din vedere anume
Cine sfințea într-adevăr acest sfinț? Cine era? Chivot. De unde venea ajutorul? Da. Ajutorul nu venea de la chivot. Sigur. Dar venea de la Dumnezeu. Uh-huh. Și dacă nu dau greș, cred că la întrebarea următoare va fi ce s-a întâmplat cu ele. Da. Ce tragedie a fost scoasă în evidență prin nenorocirea acestei înfrângeri? Ce se întâmplă? Aceasta este ceea ce vorbeam la început, o întorsătură în istoria poporului Israel. Ce deci, se întâmplă atunci? Primul ce s-a întâmplat, chivotul lui Dumnezeu a fost luat. Da, aceasta este cel mai important în această înfrângere. Deci, a doilea, cei doi fii al lui Eli, Hofni și Phinehas, au fost omoriți. Uh-huh. A treilea, Eli și-a pierdut și el viața, căzând și prin aceasta, lovindu-se, și-a pierdut viața. Și aceasta a fost rezultatul lucrării pe care s-a întâmplat în familia lui Eli și în poporul Israel. Da, și aici se naște... Și a patrulea moment care a fost, deci nora lui Eli sau soția lui Phinehas, era în timpul nașterii și ea tot a murit. A născut un băiat și ea a murit. Dar în timpul nașterii, când era în stare spre moarte, atunci moașa i-a spus că ai născut un fiu. Dar ea prin aceasta nu s-a bucurat și i-a pus numele Ichabod. Ichabod. Adică ce înseamnă? Că slava din Israel, s-a dus slava din Israel. Căci chivotul Domnului este luat. Deci acesta este punctul Ichabod. Adică lecțiunea spune de la Ichabod, deci acesta este nepotul lui Eli, și până la Ebenezer. Deci asta nu este o călătorie oarecare. Deci acesta este o ruptură de timp dată poporului Israel, prin care i-au fost date anumite lecții. Dar, într-adevăr, doream să mă întorc puțin la titlul lecției, de la Ichabod până la Ebenezer. Aceasta nu este, nu sunt localități, nu sunt distanțe kilometrice de la până la, dar sunt ruptură de timp. Niște evenimente care s-au petrecut în poporul Israel de la nașterea lui Ichabod și până la Ebenezer, atunci când Samuel a pus acea piatră de aducere de aminte. Răspundere înaintea lui Dumnezeu. În judecata care s-a bătut asupra casei lui Eli, care avertizări solemne ar trebui să îi dăm atenție referitor la modul în care istoria se repetă? Versetele ne spun că orice pom care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc. Profetul Isaia spune, strigă în gură mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui, casei lui Iacob, păcatele ei. Nota ne descrie că Eli era un om blând, era un om foarte amabil, era un om foarte îngăduitor. Deci el era un om a rugăciunii, era un om de rugăciune care făcea legătură între Dumnezeu și popor, dar era un om care nu putea mustra, nu putea aplica mustrările și de a aduce la îndeplinire unele lucruri care erau necesare. Era foarte moale, era îngăduitor, foarte îngăduitor. Și în loc ca să iei hotărâri concrete, dacă ne întoarcem la întrebările precedente, lui Eli a fost dată, rostită sentința cu cazul anumite în privința cu fiii lui și cu starea poporului. Și dacă el folosea timpul și scotea pe fiii lui din slujba ca preoți, adică prin sentința rostită prin Samuel, el a putut să schimbe situația poporului. Sigur. Și atunci și poporul s-a târnat față de Dumnezeu altfel. Dar fiindcă n-a adus la îndeplinire, n-a împlinit ceea ce a trebuit să împlinească, a devenit ca un pom care nu a adus roadă bună. Și aceasta și este avertizarea pentru zilele noastre, că noi dacă nu ne aducem la îndeplinire datoriile noastre suficient de corect, atunci vor fi urmări. Și cu cea mai mare părere de rău
Și cel mai groaznic ce poate să fie în viața noastră atunci când nu doar noi putem să ne pierdem, dar când din cauza noastră cineva mai cade și cineva poate să mai fie pierdut. Deci ce s-a întâmplat și în cazul lui Eli. Dacă ne mai oprim în privința noastră, noi recunoaștem păcatul. Noi înțelegem adevărul, dar nu este destul atât. Uh-huh. Recunoscând păcatul, tu trebuie să-l corectezi, trebuie să te corectezi, trebuie să te schimbi, sigur, trebuie să-l îndepărtezi. Uh-huh. Dacă recunoști păcatul și nu-l îndepărtezi, tu te deprinzi cu el. Și mâine, poi mâine, el devine nu păcat. Obișnuință, da. Devine obișnuință, în fața lui Dumnezeu rămâne păcat, dar în ochii tăi nu mai este păcat. Deci asta este pericolul și în ziua de astăzi. Noi înțelegem că aceasta nu e bine, aceasta nu e bine și aceasta nu e bine. Sau aceasta este bine. Dar dacă nu ne corectăm, dacă nu îndepărtăm lucrurile nu bune din mijlocul nostru, noi deprindem cu ele și ele devin bune. Da. Când filistenii au fost blestemați pentru că au furat simbolul unui Dumnezeu la care nu se închinau, cât de mult a durat până au returnat chivotul și cât de mult a durat până ce Israel l-a prețuit din nou ca un simbol sacru? Aici iarăși se arată... Nu se cere două timpuri. Uh-huh. Deci ceva special în istoria lui Israel. Într-adevăr, dacă să ne adâncim mai adânc, filistimlenii nu și-au permis cei ce și-au permis izraelitenii. Măcar dacă au luat în plen chivotul, n-au îndrăznit să se uite în el. N-au îndrăznit să se atârne față de el ca un lucru obișnuit. Sigur. Ei au înțeles că este un obiect deosebit, este un obiect consacrat, ea aparține lui Dumnezeu. Și ei l-au dus în templul lor, ei au văzut că urmările care îi urmau, ei au înțeles că acestea, mâna Dumnezeului celui viu, apasă asupra lor. Și timp de 7 luni de zile l-au ținut și pe urmă l-au dat înapoi. L-au întors înapoi la izraeliți. Dar cu părere de rău, izraelitenii n-au înțeles însemnătatea chivotului și adevărului care se descoperea prin chivot. Și lor le-a trebuit 20 de ani ca să înțeleagă sensul adevărului care era descoperit prin chivot. Și între aceste 20 de ani, Samuel s-a stăruit să învețe poporul, să-l aducă să înțeleagă lecția de la Icabod până la Ebenezer. Da, aceasta și este distanța timpului, să o spunem, de la Icabod până la Ebenezer. Acești 20 de ani, da, de împetrire, acești 20 de ani de întunecime a minții, atunci când mândria, un fel de mândrie, nu le permitea ca să-L recunoască pe Dumnezeu adevărat în toată puterea sa. Nu le permitea ca ei să se rupă din legăturile lui Satan și să poată să se închine adevăratul lui Dumnezeu. Și cel mai groaznic este faptul că niște păgâni care nu aveau idee cine este Dumnezeul adevărat și viu, timp de 7 luni au înțeles că tot răul vine din partea acestui obiect, pentru ei era un obiect. Și că aici este amestecat un Dumnezeu puternic. Dar ei 20 de ani au avut nevoie de greutăți și probleme și încercări și nu le vine mintea la loc. Oare nu se întâmplă și în viața noastră de multe ori ceva asemănător și ca biserică și ca familie și ca noi oameni în persoana noastră, că noi dăm cu capul în gard, așa cum se spune la noi, de multe ori și nu vrem să recunoaștem că în mine e vina. Nu înțelegem. Și ultima întrebare, ultimul punct, o minune a Harului. Da. Totuși Dumnezeu în îndurarea sa nu i-a lăsat să se piardă de tot. Ce apel serios a făcut Samuel poporului Israel și cu ce rezultate frumoase? Deci, când la sfârșitul acestor 20 de ani, poporul a început să înțeleagă care este slujirea Dumnezeului celui viu, care este atârnarea Dumnezeului celui viu față de ei, atunci el a făcut un apel. Scoateți idolii din mijlocul vostru. Uh-huh. Dumnezeii străini,
Îndepărtați-vă, îndreptați-vă inima spre Dumnezeul cel adevărat și slujiți-i Lui. Deci aceasta a fost chemarea pe care a făcut-o Samuel către poporul său. Și dacă nu dau greș, în momentul de față, aici, când poporul a fost adunat la Chivot, când au adus Chivot, când au înțeles toate chestiunile acestea, filistimenii au înțeles că poporul Israel s-a adunat pentru luptă. Și s-au adunat și ei. Și atunci ei s-au adresat către Domnul. Ca Domnul să-i apere. Și minunea a fost că n-a fost necesar ca izraeliții să lupte. Dar Domnul a luptat pentru ei. Ei nici n-au pus mâna pe armă. Domnul a luptat împotriva filistenilor și a luptat în locul lor și aceasta a fost minunea. Că dacă ne punem încrederea pe deplin în Domnul, El lucrează pentru noi. El se luptă pentru noi. El mijlocește pentru noi. El ne face ca să fim fericiți. La ultima propoziție de notă spune... Și ca și la Pavlușa? Deci, la întrebarea șinșea, sau mai înainte. Și cu punctul B. Ce ar trebui să învățăm din modul în care Dumnezeu a fost îndurător față de Israelul umilit și de ce ar trebui să ne cercetăm inimile așa cum au făcut-o ei? Ce trebuie să învățăm? Că Domnul este plin de îndurare. Că Domnul este plin de milă. Și El a turnat mari binecuvântări asupra lor. Și i-a ajutat ca să înțeleagă și într-adevăr să devie fericiți. Și a doua parte, de ce ar trebui să ne cercetăm inimile așa cum a făcut ei? Ca să avem și noi parte de îndurarea Domnului. Da? Da, ca să avem parte. Condiția poporului Dumnezeu din ziua de astăzi este similară cu aceea a poporului Israel. Și după cum atunci Samuel a chemat poporul ca să îndepărteze de la ei idolii, tot astăzi Domnul ne cheamă și pe noi să îndepărtăm de la noi idoli. Mulți dintre noi ar spune, dar la noi nu sunt idoli. Deosebi la poporul advent, mișcare de formațiune, merge în casă, nu găsești idoli, dar cu păreri de rău în inimă sunt mulți idoli. Sigur. Care ne despart de Dumnezeu. Și ce este pus în neglijanță, în neglijență astăzi? Închinarea de familie este neglijată. Rugăciunea în taină tot este neglijată. Este neglijat timpul care ne este dat Dumnezeu. Este un timp foarte favorabil. Ne este dată la îndemână tot adevărul ca să-l studiem. Cu păreri de rău, puțin studiem. Puțin ne rugăm și adesea este neglijată rugăciunea în familie, rugăciunea de taină și posibilitățile care ne sunt date de Domnul ca să devim acel popor deosebit. Păreri de rău, toți sunt neglijate. Sigur. Aici și este greșeala noastră ca oameni, în general, din toate veacurile, de pe timpul lui Samuel de atunci și înainte de Samuel și în ziua de astăzi. Noi nu recunoaștem 100% de unde vine tot ceea ce suntem noi. Ultima propoziție din întrebarea precedentă, din notă, spunea: poporul a început atunci să învețe unde se găsea puterea lor. A fost nevoie de 20 de ani. Da. Părere de rău la noi mai mult. Cu părere de rolul la noi mai mult se întâmplă. Aș dori să mă opresc încă o leacă puțin. Tot ce este mai prețuit decât Dumnezeu este idol. Da. Sigur. Aș dori să mă adresez la tineri. Adesea telefoanele mobile devin idoli. Te uiți în adunare, mulți în loc să asculte ce se redă, să iei parte la lecțiuni, dar ei folosesc telefonul mobil nu pentru că de a lua parte la lecțiune, de a se uita, de a vedea ceea ce pot să vadă și să se folosească în alte zile. Deci, iubiți prieteni, haideți să înțelegem ce prețuim mai mult, de ce s-a alepit inima noastră mai mult.
că mâine poate să fie prea târziu. Sigur. Să ne ajute Dumnezeul aceasta. Să mulțumesc, Iacob, pentru Domnul acest studiu. Domnul să fie laudat. Domnul să fie laudat, într-adevăr, pentru avertizările care le mai avem. Stimați prieteni, ultimul apel din această lecție este să nu repetăm și noi greșeala poporului Israel de atunci. Să nu așteptăm și noi 20 de ani ca să ne trezim și să înțelegem cu totul vinile de la Dumnezeu. Să învățăm să fim umiliți, să învățăm să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu și să primim harul Său. Și atunci vom câștiga mult timp și atunci vom primi mai mult har, vom primi mai multă putere și Duhul Dumnezeu va umple mai repede adunările noastre și atunci prin aceasta vom grăbi venirea Sa. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți cu noi, vă așteptăm la următorul studiu. Acum vă spun la revedere.